Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi filmăm un episod mai drag, de care mi-a zis toată lumea că da, vreți să-l vedeți. Cum am... Nu vă dau spoiler. Hai să mergem la Casa Mafiei. Ne pregătim. Alegem un loc frumos. Unde să stăm și să povestim, știți? Nu e cine știe ce. Doar poate videoclipul ăsta o să fie mai scurt față de celelalte. Dar m-am dus. Dar o să vă explic. Hai că începem. Ia că băieții ne așteaptă deja. Dacă luăm interviul ăsta, ne lansăm și noi, ne lansăm în televiziune. Ce luăm interviul ăsta. Ce fac ăștia aici? Ce fac ăștia aici, mă? No. Ești la barcă. Tu ajuns, domn? Da, da. Da, bună ziua. Bună ziua. Sunt aici doi reporteri care vor să dau un interviu. Ce fel de reporteri? Bună ziua, suntem de la un ziar nou în oraș. Facem un ziar cu persoane mai importante și mai de partea răului. Se cheamă Viața pe mâche de cuțit. Și ce doriți? Doresc să vă luăm un interviu, pentru că din ce am înțeles sunteți o persoană foarte importantă în oraș. Păi și tu de unde știi că sunt persoană importantă? Păi am auzit, domnul, că am luat interviu și mi-ați fost recomandat ca fiind o persoană foarte... Da, foarte... da. Ia, invite înăuntru, haide să înăuntru. Povestem la o cafea. Păi și de cât timp lucrați? Aveți ceva hârtie că sunteți reporteri sau... Avem și hârtie, avem și camera, avem puteți de toate. Puteți să mă arătați? Acum, imediat. Ok. Dacă doriți, vă fac o demonstrație cu camera, vă fac o poză? Da, stai liniște că și eu pot să iau o cameră să fac. Adică na. A, dar eu pot să filmez. Aia. Și trag în diferite cadre, din diferite părți. Pe ce ai, GoPro sau ce folosești? Da, GoPro ăla. GoPro, da, am înțeles. Nu știu ce zic, dacă sunteți voi asemenea persoană, dar ok. Hai să vedem cât e fulasă, că dacă... Da, acum vine colegul meu ca să noteze. Acum. Hai că aștept și eu. Lasă colegul, că dacă e ceva, nu... Păi bine, mă știu ce vreau. Aici vreau să vă scriu... Nu, aici vreau să vă scriu acum numele. Cum doriți să apăreți în ziar? Domnul Nimeni. Ok, domnul Nimeni. Bun. Acum vă aduc atelier, va, va trebui să semnați. Mai... Colegul, nu-l puneți și noi mai aici ca să se vadă așa frumos oceanul. Stai puțin să ne ocupăm de hârtogăraie acum. De ce nu veniți în spate? Da, haideți la piscina, la piscina. Stai puțin să iau tabelul cu întrebări, că sunt prea prost ca să-l țin. Haideți. Vă invit în spate. Haideți noi să mergem să căutăm un cadru perfect. Aveți grijă să nu... Stau cu ăla acolo în spate, eu stau cu ăla în spate. Bine. Nu e nicio problemă. Păi de cât timp lucrați în acest domeniu? Eu sunt ceva mai nou, adică lucrez de 6 luni de zile, iar colegul meu are peste 2 ani de zile. Am înțeles. Păi înseamnă că vă merge bine, a? Și cum, la toate organizațiile, să spun așa, lucrați sau...? Noi încercăm să facem un reportaj despre toate organizațiile din oraș. Dar prima dată vrem să le luăm și noi pe cele mai bune. Mamă, dar ce frumos e aici la voi. Bă, da, mersi. Nu e casa mea, e pe șefului meu care acum nu e în oraș. Dacă doriți, puteți să venim să luăm interviu când este și ăsta, șeful dumneavoastră în oraș? Putem să-l dăm și acum, dacă e, adică nu... Nu, mă refer să mai venim încă o dată, să mai luăm un interviu când este și dânsul în oraș. Da, de ce nu? Atunci probabil o să vă dea el mai multe explicații, spun așa. Nu o să luăm loc acolo, că... Da. Mamă, ce frumos e. Scaun fixe. Da, da, cum am zis. Ce piscină frumoasă aveți, domne. Puteți să vă spălați un pic dacă aveți nevoie. Da, mi-am făcut duș de când ai să plec. Colegul, uite aici, nu coborâ scările, ia uite, cred că acolo e perfect. Eu spun aș vrea că... să se vadă puțin luxul ăsta de care... Mai bine la piscină, mai bine la piscină. Piscina vrea că e albastră, e frumoasă, se ia, să cu sacou.
Păi uite de acolo ce frumoasă e apa. Nu e sau... nici efect de murdărie, nu e nimic. Da, pe pietrele astea aici. Da, da, da. Bă, eu mă pun cred că jos, să văd dacă pot să mă pun jos. Da, dumneavoastră puneți-vă așa să fiți foarte opulent. Numai puțin să caut și un cadru cât mai bun. Cred, să cred că de aici ar fi cel mai ok. Colegul, mă dă-te tu, te rog, la varie la felul domnului. Stai că m-am pus noi. Da! Sit, set. O, ce cadre minunate. E domnul Iambut. Stai că le mai testez și eu, știi, să... poziții. Așa, acum să fim și eu la înălțime, știi, să zic așa. Domnul, acum o să vă cablez puțin la valieră și la asta. Pune-le acolo. Haideți să fim în față, dacă... Vezi să nu picați în ocean aici. În ocean, în apa asta, piscina asta. Oceanul avem mai în spate. Bun, da... Asta, v-am pus acolo la gât să nu vorbiți prea tare, că... Suntem la început. Bine, bine. Și ce, să stricăm microfoanele sau? Se aud urât, încep să se aude un brâit, dacă vorbiți prea tare. Cred că ar fi o poziție mai bună aici, în față. Da, dar mi se nu pice. Las că e perfect aici. E minunat, adică se vede și oceanul, se vede și muntele în spate, prin și din piscină. Cred că la asta e frică mai mult decât să stea la interviu. Da, așa, începem să... Păi da, asta vreau să vă întreb. Haide. Haideți, când termin eu de zis numărătoarea, am început să filmez, da? 3, 2, 1... Bună ziua, domnule! Bună ziua, bună ziua! Stați, ne aflăm astăzi la un interviu. Da, da. Deci, domnule, în primul rând, din ce am înțeles, sunteți o persoană cu multe relații și multe persoane cunoscute în oraș. Vreau să vă întreb, cum ați început dumneavoastră să lucrați în domeniul afacerilor ilegale? Adică care a fost pasul inițial, primul pas în dezvoltare? Măi, fii atent, cunoști banca principală aia, fleca de centrală? Da, da, da. Măi, fii atent cum am început. M-am dus pe acolo frumos, eu, ca și un om normal, n-am avut niciun stres, m-am pus acolo, în fața la bancă, că sunt niște bănci acolo, și nu m-am văzut dintr-o dată, știi, niște membri în această organizație care vreau să le și mulțumesc în același timp, domnul Joker, dacă mă aude sau dacă mă va auzi cu acest interviu, domnul Pantera, care tot la fel, dacă nu mă contactau ei atunci, dacă nu mă luau mai mult de pe stradă, nu prea cred că eram pe aici. Mă, cum s-a întâmplat? Fii atent. Eram acolo pe bancă, știi, pe principală. Și oamenii ce au zis, bă, hai să mergem, ne împrietenim cu omul, că, da, după ala m-am dat povestit. Hai să ne împrietenim cu omul și să vedem ce face, să vedem dacă intri dintr-o organizație sau ceva. Eu fiind nou în oraș pe atunci, n-am avut eu niciun stres, nu mă fac așa frică. Da, sunt obișnuit cu chestiile, de ce nu? Bă, după aia mă bag la ei mașină, știi? Zice, hai, pa, repede mașină, îți mai dăm așa o șampanie, un altă, zic, bă, serios, au ăștia destul de mulți bani. Zice omul, băi, nu vrei să intri într-o organizație? Prima dată n-am vrut, deci fiți atenți, n-am vrut prima dată. Am zis că nu știu, că totuși n-am pușcături, droguri, un alta, nu prea e de mine. Dar am zis, hai să încerc. Hai, domnul, mai pune și dumneavoastră niște întrebări? Domnul, sau, ce vreau să vă mai întreb? De ce ați ales partea aceasta răului? Adică de ce nu v-ați dus pe partea bună a orașului, cum ar fi poliție, trupe speciale? Păi mă, fii atent, când am avut 12 ani, părinții mei au fost luați de trupele speciale, niște antitero. Tatăl meu, fiind un om de afaceri foarte bine dezvoltat, n-am plătit la ANAF, știi? Multe chestii. Da, da. Și dintr-o dată a venit ANAF-ul, a luat un alta cu trupele speciale și nu știu, dintr-o dată m-au auzit pe mine fiind copil, m-au pus într-o altă cameră și dintr-o dată m-au auzit numai pu-pu, adică două glanțe, știi? M-a trecut cu foarte, foarte greu pe perioada asta, peste perioada asta și am zis că da, nu e ok, hai să accept continuarea, să mă duc înainte și dacă vă apuc vreodată, pe înjurat să mă răzbun. Ia uite, mi-a venit momentul.
Am înțeles. Ce vreau să întreb acum, ce funcție ocupați în această organizație de... Mă, sunt un mână dreapta șefului, mă. Și cum ați ajuns în această postură destul de înaintată? Cum să ajung? Frumos, după cum ți-am spus, am început să lucrez, am început de jos. Am fost săgeată, să zic așa, după aia, din săgeată, am ajuns eu să mă duc să le livrez, știi tu la ce mă refer. Da, da, da. După aia cu arme, de la arme am început la narcotice, de la narcotice mai sus și tot la fel, știi? Da, da, da. Jafuri, una alta, membri mulți. Am avut pe cine să mă bazez, știi? Dar din păcate membrii au murit. Doamne ajută. Ce Doamne ajută, mă, dar cum vorbești așa cu membrii mei, mă? Foștii membri. Cu prietenii mei, cu Dumnezeu. Așa mai bine. Din ce am înțeles de la celelalte organizații, ele au un plan ca după terminarea afacerilor ilegale, după ce îți prind niște bani, să se mute pe niște domenii legale în care să facă bani cinstiți. Ce părere aveți despre acest lucru? Mă, nu prea am părere foarte bună, deoarece, nu știu, odată ce te-ai apucat de chestii legale, atunci tot timpul o să ai chestiile, genul, de ce nu în sânge, știi? Tot timpul o să le ai, tot timpul poți să pui mâna unde nu trebuie, să spun așa, tot timpul o să ai un pistol la tine, mai ales când, și când va umpla musca în cameră, o să încep să te panichezi, că na, focuri de armă un alt aici, mai rău ca în război, să spun așa. Care este cel mai extrem lucru pe care l-ați făcut pentru a vă proteja identitatea sau viața? Mi-a schimbat identitatea. Am avut un prieten care, da, din păcate a murit și omul meu m-a rezolvat cu buletine false, cu de-asta, știi? Deci, omul meu a început direct cu totul. Am înțeles. Păi și nu vă e frică că într-o zi o să ajungeți după gratis? Nu stau liniștit, că am scăpat de mai grele. Nu, nu mi-e frică, stau liniștit. A, deci aveți destul de multe relații în desigur. Domnul Helicopteru, presupun că e o pază a dumneavoastră. Și cel din spate, în caz de se întâmplă ceva. A, deci sunteți asigurat aici tot timpul. Da, 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 da. Din păcate nu e șeful meu acum, ca să vă spun mai pe scurt povestea, sau mai pe lung, depinde. Că na, totuși, nu-i în oraș, e plecat în vacanță, nu știu de ce, e tot plecat, că na, totuși, casa asta e frumoasă, uite-te ce peisajare. Păi da, asta am văzut. Ce vreau să vă mai întreb era cum de-ați făcut așa de mulți bani, adică casa asta cred că costă pe puțin 2 milioane de euro. Mă, nu dau atâta informații, mă scuz, dar atâta informații nu voi da. Îmi trebuia să-mi ceru și eu norocul, vă dați. Ce, vrei să iei tu, oricum, cine face chestiile de genul nu o să facă alții, stai liniștit. M-am dat că am prăbușit helicopterul. Da, păi văd că... Da, pază. Am și eu o pază bună, da, în fine. Am terminat cu întrebările sau? Domnul, momentan, da. Da, vă bun, mai atunci. Așteptăm eventual mâine cu șeful să mai vedem ce mai scrie. Atunci o să ia fă o poză așa, știi? Spăi o poză aici cu bradul ăsta, că îmi place foarte mult cum arată. Gen așa, știi? Și mi-a șmecăr un pic. Bine. Eu o să vă las aici un act prin care o să semnați dumneavoastră prezența atât facial cât și verbal. Bun, dar fii atent, vreau ca în maxim 12 ore gata acest la elicopter și ca-mi spăr un pic. Acest ziar, acest documentar, e gata în cât timp? Vreau să mai apuc în viață. Domnul, acest ziar, din câte am avut și la celelalte companii, adică celelalte afaceri, să zic așa, a fost gata cam, nu știu, cam în 5 ore deja era printre oameni. Bun, atunci o să-l aștept la mine. Acum poștă o să vă arăt eu când o să ieșiți afară. Vă poftez, nu beți nimic sau... Domn, dacă aveți ceva, un cocktail, ceva... Colegul, ia doi ceva să bea. Am văzut că stați aici foarte izolat, pe coastă, pe aici, departe. E foarte cald. Sunt acolo, pregătite două căni. No, bun, haide, poate să mergem afară. Bă, sper că m-am descurcat destul de bine, nu? Mă, băieți, mă scuzați. Acum ați aflat și cum am ajuns, m-am povestit totul, am zis să fac un pic mai stil roleplay. Dar uite aici toate draperiile sunt închise, tot. Și
Da, vă aștept pe serverul OneTap România Roleplay. Am râs cum a început să recă, da, elicopterul s-o cam dus cum nu trebuie și da. În fine, hai să închidem aici. Eu am fost la Happy și acum ați aflat tot. Vă pup, aveți grijă de voi. Domnul, luați așa o vodcă. Lasă șeful, că-i conduc eu, haideți să vorbim. Bun, o zi frumoasă aveți. Bă, vă pup, pa.